În București a fost deschis primul centru mobil de vaccinare. Caravana, care va străbate sectorul 5, va funcționa pe perioadă nedeterminată cu ajutorul a 10 de voluntari de la o clinică privată. La fel ca la maratoanele de vaccinare, nu este nevoie de programare, ci doar de buletin. Spuneți-mi, vă rog, dacă în ultimile 14 zile ați avut vreun episod asemănător gripei? Nu, niciun fel de problemă, că am stat numai în casă. Vă știți alergic la alimente sau medicamente? Nu. În doar câteva ore de la deschidere, zeci de bucureșteni din sectorul 5 au venit la centrul mobil din piața Ferentari să primească serul anticovid. Majoritatea celor care s-au vaccinat aici spun că ideea este una bună, mai ales pentru cei care nu pot sau nu vor să aștepte după programare. Să știți că m-a atras și pe mine, adică altfel nu aveam niciun gând să-mi fac vaccinul. Este mai bine că nu ne mai deplasăm mult, mai mult. În rest e ok. De ce crezi că e important să te vaccinăm? Să scăpăm de pandemia asta. Ne-am săturat să stăm numai în casă, izolați. Locuiți aici, în apropiere? Da, o stație de tramvai. Da. Vă este mult mai bine să puteți să vă vaccinați aproape de casă? E nemaipomenit de bine. Soția a fost numai la... Totul se face cu voluntari. Zeci de medici și asistenți medicali vor sta la dispoziția doritorilor de luni până vineri, între orele 8 și 20. Locația și traseul vor fi stabilite de la săptămână la săptămână, în funcție de cereri. Iar serul administrat este cel de la Pfizer. Am venit cât mai aproape de pacienți. Sunt pacienți care nu pot ajunge ușor în centrele fixe de vaccinare sau chiar și în cele de tip drive-thru. Această mobilitate a caravanei aduce pacientul cât mai aproape sau vaccinul cât mai aproape de pacient. Se adresează celor care sunt mai comozi, persoanelor vârstnice care nu se deplasează pe distanțe foarte mari. Iar de săptămâna viitoare, dacă de mâine s-a dat drumul vaccinării și copiilor, probabil săptămâna viitoare, cu un program bine stabilit, vom fi în cursile fiecărui școli din sectorul 5. Mai mult, pentru bucureștenii care nu se pot deplasa nici măcar până la centrul mobil de lângă casă, echipa medicală a găsit o soluție. Au fost solicitări pentru persoanele cu dizabilități. Ne organizăm cu o caravană mult mai mică. O să stabilim un program fix, o să luăm fiecare domiciliu care solicită acest lucru și ne vom deplasa. Până mâine, inclusiv, centrul mobil va rămâne în parcarea pieței Ferentari, urmând ca de miercuri până vineri să se mute pe platforma Academiei Militare din zona Cotroceni. În fiecare weekend însă, caravana va ajunge într-un județ de lângă capitală. Primul pe listă este Ialomița.